Părintele 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 de la Sibiu, unde trăia și unde era
lector, și era și directorul ziarului Telegraful Român. În vremea aceea era o relație strâns. După aceea, relația dintre cei doi, bineînțeles, s-a rutinat pe momentul ăsta accentuit și m-a fost vina părintelui Arsenie, niciun caz, și toți l-au marginalizat. Toți și-au urmărit din legile, după 1964, vremea Ceaușescului, iar părintele Arsenie, în timp ce era un fel de securitate, era la Grădăresc, într-o țară de categoria 3, nu se putea de pasă în el, nu putea să revină în mănăstire, pentru că ei se închideau toate porțile. Și așa a fost nevoie să revină la preocuparea sa de arte bisericească, în care o bisericească era mai spus în Petrescu, nu? Și în timp ce alții erau la Londra, la Paris, la New York, pentru că ăsta este adevăr. Este singurul, nu? Care a fost, n-a putut să mai devine în mănăstire, pentru că a realizat acest pact cu serviciile secrete care au urmărit în 1943, de la Sâmbăta de sub aici, de către postul de jandarm, care este și acum aici, și până la sfârșitul vieții. Acesta a fost părintele Arsenie. Aici este o artă de lucrurile prin care a trecut părintele Arsenie și care a activat. A fost mai multe etape în viața asta, nu? Născut într-o familie de țărani din satul Vața de Sud, din Munții Apuseni. Tatăl său era și mare de meserie, iar mama sa casnică. Pentru că nu aveau bani, tatăl său a plecat în America, nu? Și a lăsat-o, bineînțeles, de îngrijirea copilului, s-au lăsat mama și bunicii. Părintele Arsenie a fost botezat ortodox, cu toate că tatăl său era pentru catolic. Era această regulă ca dar se naște un copil să fie botezat în religia mamei. Deci, mai multe etape, copilăria de la Vasa de Sus, de pe Dalul Bușoara, apoi a frecventat liceul Abrameancu din Brad, după care au urmat cursuri de facultăți de teologie de la Sibiu, Academie de Teologie de la Sibiu, între 1920-1933, apoi Mitropolitul Nicolae Bălan a trimis la Academia de Arte Frumoase, între 1932-1948, apoi a mers la Pantereatros, pentru o scurtă perioadă, de unde s-a întors cum am spus serie de localie, vom reveni în 1937. Iar, la sfârșitul anului 1939, se stabilește aici la Sâmbăta de Sus, în primul călugări, pentru că părintele Serafin Popescu rămăsese în Grecia. Și astfel și încep activitatea în 1939 și până în 1948. În această perioadă, în 1939 și 1948, au numai multe evenimente, bineînțeles, vine războiul. Era foarte căutat de tot felul de oameni, din toate categoriile sociale, de la țărani simpli până la oameni de la Casa Regală, în Municipea Săriana sau și Ion Antonescu, chiar și pentru Groza, unde se fac o campanie electorală în 1947. Și au numai multe evenimente, aici începe proiectul Filocaliei Omești, de la Sibiu și Sâmbăta de Sus. Au loc arestele, pentru că de la 1945-1948, în 1945 s-a arestat la mănăstirea Bistrița, din Grecia. Iar în 1948, la Făcăraș și la Brașov, pentru o scurtă perioadă, dar se dovedește că e nevinovat. Nu pentru că începuseră să aibă loc toate aceste mișcări de rezistență din munți, nu? Cea mai importantă, chiar mai este Făcărașul aerobului Ioan Gabriel Ogoran. Mai departe, plecând de la Sâmbăta de Sus, adică la Brisov, între 1948-1959, când este aruncat din mănăstire în 14 mai, în perioada prevăzătoare a aplicării decretului 410, trebuie să face totuși o retrăgătate pentru că, vedeți, el era pentru că securitatea din Deva nu reușise să se infiltreze, să aibă informatorii în rândul celor din mănăstire, atunci îi propune sfințarea mănăstirii Hristov. Și acțiunea era din partea lui Alexandru Plătic, șeful securității. Și decizia a fost în felul următor. Drăghici, nu? A făcut un raport pe care l-a trimis către toate, să spunem așa, regimurile țării, către toate departamentele securității.
către departamentul Buzău, unde Dumnezeu Tocarul a făcut și fac ca curaj. Pur și simplu erau la mâna lui. A convocat Sfântul Sinod în decembrie 1958 și toți membrii Sfântului Sinod au fost de acord să aplice toate hotărârile venite din partea securității. Dar astfel, securitatea dădea oamenii să se afle în spatele acestor decizii, se ascund ei, de fapt, nu, securitățile securiștile pe plan local. Și astfel, cei de la DEPA au propus salutarea Părintele Arsenie din Mănăstire, 14 mai 1959, ajunge în București, lucrează la Biserica Sfântului Meferie, pentru o scurtă perioadă, apoi la Atelierul Patriarhiei Române, unde realizează tot felul de obiecte bisericii, de la imolioane până la icoane și alte obiecte de cult. Până în 1967, când începe să lucreze la Grădănescu, pentru o lungă perioadă, aproape până la sfârșitul vieții, nu? Și stilul său este, de fapt, un stil desăvârșit, în care preluase de la maestru său, Costin Petrescu, care realizează și Steaua Patriarhiei Române, numeroase proiecte de arte bisericească, de aceea cei care vorbesc despre pictura Arsenie, pot vorbi de Arsenie și o, mă rog, denaturează tot ceea ce a putea de pictura Arsenie, vorbesc negativ, sunt pur și simplu în afara subiectului. Nici nu cunosc contextul în care un scriitor laic, de fapt, au trecut de la Ministerul Culturilor în suponerea Patriarhiei Române în 1958, pentru că regimul comunist nu ar putea să nu să fie suponerea lui o comisie de pictură bisericească. Așa de foarte mult scriitor laic, așa și părintele la Sinicuc ajunge să fie reacreditat de Patriarhia Română și de fapt, toată pictura lui să fie canonică, pentru că era foarte multe stiluri acceptate oficial în la stilul clasic, până la stilul bizantin, neo-bizantin, stilul Costin Petrescu, că nu Costin Petrescu care lucrează și la Patriarhie, la acel nu paradis Sfântului Gheorghe, unde slujește Patriarhul, deci nicio problemă cu pictura cu pictura se epocă. Cei care vorbesc, niciun acceptă măcar un dialog viu, să spunem așa, și spatele internetului. Mai departe, câteva fotografii de semnături din viața Părintele Arsenie, aici absolvent al liceului Avramiancu, poza de pașaport în 1939, când a călătorit la Întăleatus, o fotografie din perioada de la Sfânta de Sus, aici fotografie în 1955, când a fost arestat și trimis la Oradea și la Timișoara, în închisoare, înainte fusese trimis la Sarmatul numele Valeriana. În colțul din stânga, la lemnă Părintele Arsenie, alături de câțiva sătieni din satul Bogata Oteană, și că Părintele Arsenie a meditat și la Bogata Oteană, unde preotul Spiridon Gândea hituise o biserică foarte, după un proiect special, și bineînțeles a ajuns Părintele Arsenie să piteze, și ceea ce a meditat Părintele Arsenie a fost recent redescoperit, restaurat. Are fotografii în 1962, când erau urmărit de securitate, vedem aici în zona Bărăției din București, împreună cu doi membri ai parohiei Boteanu. Mai departe, tot în zona parohiei Boteanu, Părintele Arsenie, o să vedem o fotografie mare, prezent la 1969, la aniversarea lui Nichifor Trainic. Aici apar statul lui Nichifor Trainic și cele din urmă la Drăgănescu, în anul 80. Revenind la copilăria Părintele Arsenie, nu avem fotografia tatălui, nu? Care s-a păstrat în arhiva familiei Stănescu, Vita, doamna Lucia, chiar este prezent în sală, nu? Și dumneavoastră a spus că nu Părintele Arsenie mergea des la casa dumneavoastră și la un moment dat a pus acest X, vedeți, deasupra acestui loc și a spus acesta este tatăl meu. Tatăl său care se afla la America în perioada respectivă, era la o reuniune a românilor de acolo și căutând arhiva Statelor Unite ale Americii, bineînțeles, a găsit numele tatălui său, Boca Iosif, de aici, și cum a călătorit el în 1912, pe nava maritimă, cu numele de Ictara. Nu? Ajungând în SUA pentru o lungă perioadă de timp. Mai departe, deci, ce am să arăt, că, de fapt, documentele confirmă că tatăl Părintele Arsenie a fost în Statele Unite și se întorsese într-o scurtă perioadă, deci vedem mai timp de case în 1912,
sunt oameni, de exemplu, autoarea de la Comanita, s-a falsificat pur și simplu biografia Părintele Arsenie, ajutând să, chiar să pună eticheta asupra mamei sale, că de fapt ar fi făcut-o pe sora Părintele Arsenie, Părintele Arsenie a avut o soră care a murit totuși la sorul din de la naștere, un alt bărbat, deci afirmații fără acoperire, deci Tatian Popescu doar pur și simplu a mințit, a dezinformat și continuă să facă afirmații greșite despre Părintele Arsenie, tot i-a făcut o recenzie și până acum nu a răspuns la dată oredică, susținea că e o biografie și că la de fapt, e o carte parazitară, cu ce zic, o răspândită în toate librările țării, și în afară, și în librările din aeroporturi. Ca și Ana Niculescu? Da, Ana Niculescu, da. Bravo. Da. Vivi Spinoza. Ana a făcut pentru mine. Vivi Spinoza. Nu, a făcut de atunci și eu. Asta e referenția. Asta e. A refuzat tot ce este aici și continuă să afirmă că, de fapt, analizarea Părintele Arsenie este, de fapt, rezultatul mare din care a luat. cunoșteau, nu? Cu
cunoșteam foarte multe despre ei, fără să se cunoască rudimente, pentru că, pur și simplu, Dumnezeu, nu care a tot și tu, descoperea Duhul Sfânt, nu? Duhul Sfânt care lucrează în inima omului. Și inima are tot funcționatoare, am pomenit, nu? Și cel unic cu Hristos este o nouă făptură, omul nou supra omului. Omul nou nu este omul lui filozofului Nietzsche sau al altor regimă, nu? Totalitare. Și este, de fapt, omul de Dumnezeu, nu? Omul care intră într-o problemă de legătură cu Dumnezeu, nu? Dacă să facem analizăm acum ce se întâmplă, nu? Tipul noastră, e poate la psihiatru, e poate la psiholog, e poate la influență, e poate la cei care dau pentru dezvoltare personală, care sunt mulți dintre ei cei iluzii, nu? Dar, de fapt, dacă s-ar orienta de mistică această ortodoxă, de fapt, să știți că nici facultăți teologice în biserica noastră nu te încurajează nimeni să aprofundezi sau să citești cursurile de extraordinare, nu? Pentru că devine un om autonom, devine un care gândește și trăiește cu mintea lui și, automat, este cumva ecoul sistemului. E un om care nu mai poate fi controlat de băgușari, fără seama de aceste jocuri din umbră. Și Părintele Asiei, bineînțeles că și-a dat seama de toate aceste jocuri din umbră și de aceea el a fost curat toată viața. Și toată viața la o părinte când se dezvoltă această memorie a inimii, nu? De o comunicare permanentă cu Iisus Hristos, nu? Pentru că, de fapt, pentru antologia ortodoxă, nu? Este cea care ne neamnă să ne raportăm întotdeauna la faptele biblice, la Iisus Hristos, nu? Iisus Hristos a fost șeful unui exemplu ce se vede, nu? Se spune în Evanghelia Romană, că au trimis iscoade, au trimis farisei, nu erodian, ca să prindă un cuvânt și nu a reușit să prindă un cuvânt, dar a aflat până la urmă venita și ca să dea pe mâna autorităților și să nu până la urmă să le răspinească, nu? Și asta e modelul permanent, pentru că dacă s-a actualizat și nici focalnic a fost urmările Sfericile Secrete, de când a început să scrie la ziar, să aibă ziarul său personal, toate documentele, toate acolo, erau de parte, se găsesc acum la bine de cinezați, erau de parte și puse la dosar. Dar mai departe, vedem aici legătura dintre cei doi. El pretindea că Ungheria Apostolilor Romene i-a găsit starea spre desăvârșire spirituală, ca o mare aplicat în Grecia și mai apoi la Muntele Argos. Pregătit astfel s-a stabilit din ordinul mitropolitului Nicolae Bărar, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, județul Făgăraș, unde a dezvoltat o mare activitate pastorală de răsufet adânc, atât în rândurile țărănimii, cât și ale intelectualilor. Pentru că Nicolae Bărar avea planul său de a realiza o mănăstire cu absolvenți de teologie, în special. Pe Nicifor Fraim, Mătuia Părtărăței, l-a cunoscut în perioada anilor 35-39, timpul când locuia în București la internatul teologic din strada Aradu Vodă. În timpul liber, la care au luat cursuri pe care le-a dat la Academia de Frumoasă, mergeam în Gorșia Stara cursului pe care le ținea la Facultatea de Teologie, la Catedra de Mistică și Literatură. În alea legături de cunoștință și prietenie, această prietenie s-a păstrat până la sfârșitul vieții și dincolo de viața aceasta pentru că Părintele Asiei și Maica Zafir au găsit-o cu Anastase pentru Nicifor Fraim și mergeau la mormântul său care se află chiar în apropiere de locuința Domnului Gheorghe Angelescu și strâmbăturile acelor de acolo, că vedeau aseară Părintele Asiei din anii 70. Aici mă duc mai și la Fira. Nicifor Fraim, împrătăratul operatorului disciplinat de cursuri de mistică ortodoxă și teologia Cătării, pe iluminatul tânăr proastră, licențiat de teologia de la Sibiu și student la Academia de Arte Frumoase din București, care avea să fie mai văzut Părintele Asiei. Cel care va întrupa, nu? Va întrupa în viață concepția teologică mistică a tuturor generațiilor pentru care a scris gândirea și în care a deținut nostalgia paradisului. Deci vedem, avem profesionale toate influențe pe care au avut Nicifor Fraim asupra Părintele Asiei și asupra tinerilor generații, din perioada respectivă. Aici, pe de altă parte, Maica Zafir atragea atenția în anii 90, se publica o teză de doctorat a Marcului Serafin, Joantă, care pur și simplu apărea cu personalitatea sa, Ivanice Moroi, ca părintele Glob, așa, fixa cu desăvârșire numele lui Nicifor Fraim și fixa și numele părintele lui Asiei de Bocă, nu? Ceea ce Maica Zafir, se vorbim acolo, e foarte adresa acelei părți. Nu? Ceea ce ne trebuie când. De ce le-am așa aceste două persoane, că sunt mai întâi formare și Părintele Asiei, nu? Și de aceea sunt și prezent. Bine, dar proiectul Filocalii, nu? Proiectul Filocalii se datorează, nu? Începutul său, lui Nicifor Fraim. El a pregătit terenul și numai că a pregătit terenul, m-am știut pe care le-a
obținute la mănăstirea Crăsimei, în 1938, l-au făcut să facă să întocmească o adresă de Sfântul Simon și să treacă sprijinul pentru publicarea acestor scrieri. Și nu s-au oprit aici, în 1938, părintele la Sinimezi, la modelat, se întoarce cu aceste manuscrise, cu alte manuscrise, în greacă, și îl îndeamnă pe părintele Stăinbrai să traducă. Bineînțeles, noi nu spunem că părintele Asenie a tradus, dar părintele Asenie a făcut acolamente masive pentru obținerea banilor necesari, hârtiei, pur și simplu la impulsionat pe părintele Stăinbrai, care spune pur și simplu, nu spunem noi. Se poate spune fără exagerare, că fără părintele Asenie și fără mișcarea religioasă trezită, în jurul mănăstirii lui Covean, deci aici, deci în jurul mănăstirii lui Covean, manuscrisele acestea ale filocaliei ar fi avut și rezoarta pe care au avut-o alte manuscrise ale ei și a gradului traducere păstrate în bibliotecile mănăstirilor. O repet, preacucernicia sa împreună cu mișcarea religioasă din jurul mănăstirii lui Covean, sunt titorii filocaliei românești. Se vede că trupul filocaliei pe care l-a deviat preacucernicia sa în viața religioasă a poporului nostru a fost condiția de maturitate pentru apariția Sfântului Filocalia la Pării Parcului Europești. De ce spune Părintele Sărbăia? Ce o să spune? Ce spune și Fontaine? Ce spune Oguenă? Și acum se publica la această o carte, la Cluj, cred că un tom de acolo de San Persia, dar pur și simplu zicea că marginalizarea lui Mici Fontaine, marginalizarea rolului Părintele Asenie și pe că pe copert apare pur și simplu doar contribuția Părintelui Sărbăia. Deci, vedeți cum se denaturează de urmă, acum mergem la surse. Dar mai departe, aici am punctat etapele, dar nu o să mai toate etapele de care au fost la apariția primelor patru volume, au fost primele patru volume, până în 1948. Nu stare cu Simeon Cobei de la Frăsinei, îi dă pe Nichifornai, cum a spus, o serie de manuscrise, Nichifornai ce face în scris Sfântului Simon. După aceea, părintele Dusărivai și Domnul Coasene lucrează la traducerea de Ocarie, Nichifornai corectează din punct de vedere literar traducerea făcută în timp ce se ascundea aici la Mănăstirea lui Covean, cum o vedea. Părintele astăzi se ocupă de procurarea abonamentelor masive, vederea acționării hârtii tipografice, vor la alte activități necesare de cei care definitivare. Deci, în timpul războiului, se face jos de hârtie, ceea ce mai făcut. Nu de un singur părinte strâmbă. Aici este scena a întâlnirii prin Heritage în Alba Iulia, pictată sub coordonarea, bineînțeles, a maestrului său, fiind profesor Ateneu Român. Mai departe, bineînțeles, câteva citate reprezentative, care aparțin după ce se învași și Fionoi, este realitatea pentru a se îndrege la Sfântul de Sus. Mai știu săi, George Matei Cantacuzino, profesor său de seminar, și Fionoi, Cosmin Petrescu. Fotografii din perioada aceasta, de la Sfântul de Sus, nu? În stânga, avem pe părintele Stăinbrai, pe fica sa, nu? Fica sa, Lidia, și soția Maria, Maria Stăinbrai, vedem, ei credeau în Mănăstirea, nu? Brâncoveanu. Părintele Asenie în mijloc, iar în dreapta, vărul său, Vasile Crucin, care s-a îngrijit foarte mult de Părintele Asenie, după ce tatăl Părintele Asenie a murit în 1927. Învățătorul acesta a fost rolul esențial în al sfârșit pe Părintele Asenie. Și iată că fiica lui trăiește de doamna Zoie și mai de a murit după ce a fost ridicat în 1958 și vizita canalul Dunăre Marea Reacă, pentru că nu respectau ordinele de a-i duce pe copii, pe el la biserică, de a încuraja, pentru a încuraja persoana biserică duminica. Și automat, cei din stat, într-un stat din Arad, au trădat și a fost ridicat de pe biciclete și trimis la canalul Dunăre Marea. Mai departe, o altă fotografie, vedem că te-a ține conjurat de o parte din om și din om. Da? O zi de cam, probabil, Părintele Asenie, Părintele Serafin Popescu și alții părinți și credincioși. O fotografie în care apară pe Părintele Stăinbrai, Părintele Asenie în mijloc și Nicolae Mari. Nicolae Mari, nu? Care devenise profesor de mistică ortodoxă la Sibiu. Fusese ucenic la Nichi Fontrai, se întocmise o prelegență despre mistică ortodoxă. Și ajunsese să primească mistica ortodoxă, iar mistica ortodoxă a fost scoasă din program în 1948, s-au organizat de modeli
comuniști, dar adventiștii ortodoxi, bineînțeles, imediat s-au atins și au scos imediat din programa școlară. Comandat din, bineînțeles, a ajuns mai târziu chiar metropolit, nu, aici la Sibiu, și pentru că nu a mai dorit să colaboreze cu autoritățile de stat, a fost marginalizat și chiar până la urmă s-a ascuns și certificate false de la psihiatrii, a fost adus aici la Muzeia Sfântului Iisus și unit în ultimul mare, trimis pe la toți de centrele psihiatrice de din București. Și a fost eliminat un episcop martir, la fel ca Nicolae Popovici, și e episcop martir ortodox, care a trebuit și evidență. O fotografie cu Părintele Asine la chiria din munte, nu? În 1943, Părintele Asine s-a apucat să împreună cu mai mulți câțiva sătei din această zonă, a început să stea pe munte o chirie. Vedem aici numele lor, nu? Este o gravă, chiar realizată de doamna, chiar de doamna Mircea, nu? Chiar și Masiedica, Miro Moga, nu? Nicolae Streza, Andrei Streza, Constantin Fătul, Gheorghe Șarmă din Udișor și alții rezidenti au avut Șarmă din Cincior și Pasele Stan din Uța. 25.1943 a început această lucrare, dar n-am reușit să o desfășoare pentru că a început să fie urmărit de serviciile secrete, în special la jandarmerie, erau mai multe servicii secrete, era și siguranță statului, era și serviciul special, era și serviciul secretar jandarmeriei, erau mai multe. Și vedem interesant în pagetul 002, care spune despre Părintele Asine, că de fapt din toate conversațiile lor despre călugări se poate observa că în viitor acest călugări va avea un rol mare în țară. Din toate predicile călugării se poate observa intenția lui de a crea spirite de sacrificiu pe temeiul credinței. Profeții călugări mare, în fiecare va trebui să sufere pentru mântuirea sufletească și pentru îndreptarea lumii pe căile bune. Deci până și aceea ce se trebuie, nu? Legătură de interacțiune ca pe un sânt, nu? Ca pe un profet al neamului. Deci, ciucă de marketing politic, marketing de eclesiastic, cum n-a condus la canonizarea sau la această evlavie populară a Părintele Asine. Sunt doar fizic cu niște bârfe lăsate de cei care continuă să delicreze. Doar acest aspect îl mai puteți ca să vă rețin foarte mult. Cum a fost salvat Nichifor Crain din Sibiu, de către Părintele Asine, Boba, în toamna 1944, ce se întâmplase, bineînțeles, la întors am întors armele împotriva germanilor, pe care am aliat cu terea sovietică și atunci lucrurile sovietice au dat răbat în țară și se făceau tot felul de raze. Nichifor Crain, bineînțeles că era urmărit pentru că fusese și ziarist în spatele lor, naționalist. Și totodată, pe o scurtă perioadă, ministrul a format la ei. Și atunci s-a răposit în Sibiu, de Părintele Asine și Părintele Asine, îi duceau toate cele de trebuință, dar a trebuit să plece de acolo și au evadat și camion cu brânză, cu brânză de la fabrica Lica. Și de pasarea aceasta s-a realizat prin intermediul unei bătrâne din satul Arpașul de Jos, Lelea Parascheva. Și Nichifor Crain evocă toată această întâmplare în cartea sa de memorii din Gaiul în Țara Mea. Și vedem. Nu avem cum să știm tot de ce se întâmplă, toată generația. Da. Și aici, cum înțeles, puteți găsi materialul acesta, în care înțeleg, da? Și aici a fost repozitul Nichifor Crain, casa Mitropolitului, care se află undeva în direcția aceea. Aici, chiar în pod ăsta, în perioadă, în Nichifor Crain, la Sâmbăta de Sus, nu? Și de a scris și poezii, a spus chiar manuscrise, o geantă, care, din păcate, a fost descoperită de securitate în Partidul 1955. Aceasta este o fotografie un buletin fals, pentru că Nichifor Crain s-a ajuns în satul din Gardean, a călătorit cu acest buletin fals, la numirul spânului, un fel de spânului, un soc de chelestea. Vedem ce s-a separat, o putea niște lucrurile acestui călător și ne-a fost în față. Și aici, vedem, apropo de prietenia de care aminteam, menționam la început, Părintele Asine prezent la aniversarea lui Nichifor Crain în 1969, aici, în stânga, alături de Radu Cir, nu Radu Cir, Părintele se pare ale cuvăitorului regizorului Ion Petrovici, bineînțeles, fiica lui Nichifor Crain și între patru personalități.
aceste aspecte, în perioada de la Sfânta de Sus, nu? Realizează această legătură cu casa rurală a României, prin principesa Ileana, care menționează în jurnalul său, total, mare și mare chirit care a în viața mea, anul trecut, în 1946, pe lângă Arsenie Popă. Mergea la Bran, bineînțeles, deci pe asta Ileana chiar a pisat și mănăstirea Sfânta de Sus și a dăruit aceste vase pe care le putem vedea în grădina mănăstirii, nu? Imediat la intrare. Și, deci, o să vă spune despre cum a moștenit această rugăciune de la Părintele Arsenie. Dacă e despre tehnica aceasta de a spune rugăciunii pe respirație, menționează că Părintele Teofil, nu, parerial care l-a întâlnit pe Părintele Arsenie în 1943. Și a dat cu sigur în mănăstire aici, pentru că, repet, Părintele Nicolae Vlad avea în plan să realizeze o mănăstire numai cu teologi, mai trebuie să ce absolvi studiile Părintele iarăși Părintele Arsenie, cu care zic eu Ioan, a zis uite, mă gândesc cu peisajul acesta de la Sfânta de Sus, n-au chiar niciodată de Sfânta de Sus și chiar a venit să fie voluntar de la Sfânta de Sus, dar pentru că nu a fost bine primit, a fost voluntar la Sfânta. Dar mai departe, aș avea informații, dar nu am venit să le mai interpretăm alte imagini. Deci, tot de Arsenie, nu? În 4 decembrie 1981, la Pistocul de Voluntat, fără ca cei apropiați de care s-a pasă să fie prezenți. Chiar și unii din cauza care au fost sentința că nu de mai avem și au fost poate de devenit după aceea și dacă vă putea de evident de lumină.